și președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor. Bună ziua tuturor, mulțumesc că sunteți aici. Aș începe mai întâi cu domnul Vadim Tudor, cu permisiunea invitațiilor mei. Domnule Corneliu Vadim Tudor, explicați-mi un pic cum vedeți toată această poveste și informațiile care continuă să curgă din acest dosar, pentru că această rotație a cadrelor despre care vorbesc procurorii arată cum practic un mecanism infracțional, cel puțin aici citez DNA, era transbordat de la o instituție la alta din subordinea primăriei, acolo unde creșteau bugetele. Eu am efectuat propriile mele investigații cu privire la acest sistem de tip mafiot. Păcat că acel Bogdan Popa, noi așa-l cunoaștem, nu-l cunosc ca tiz al meu, Cornel Popa, probabil are trei nume. Bogdan Popa, e păcat că el nu spune ce șpaga dat ca să fie mutat la Direcția Generală a Cimitirilor. Acum câțiva ani, eu am scris în România Mare că el a dat 600.000 de euro. Rămâne ca investigatorii, anchetatorii, procurorii să stabilească. Asemenea îngrengături au făcut din România un stat de tip mafiot. Aproape că nu se mai poate salva nimic. Miza pare minoră, 25.000 de euro, se poate spune, sunt plicurile obișnuite ale lumii medicale, mai peste tot, pe toate meridianele planetei. Eu am propria mea socoteală cu Sorin Oprescu, pentru că el a omorât circa 50.000 de câini în capitală. Nu-l voi ierta nici în mormânt, dar vreau să fiu cinstit până la capăt. El, ca primar, a fost un primar bun. El a finalizat niște lucrări, cei drept începute de Băsescu, de Videanu, fără de care nu se poate concepe capitala modernă a României. Dar vorba ideilor ciuce ale lui Kim Il-sen, de care râdeam eu și amicul Adrian Păunescu, una e una, alta e alta. Da, vreau să-l întreb și pe domnul ce avocat. Ce pot să zic? Să-și facă datoria justiția, dar să-și facă până la capăt. Okay. De ce nu e în lotul ăsta de arestați și șeful hingherilor, Răzvan Băncescu? El cu câți bani și-o fi cumpărat acea funcție foarte bănoasă? Așa cum știți, domnule Corneliu Vadim Tudor, de ce nu ancheta, ancheta este în derulare. Urmează să vedem ce se va întâmpla, pentru că deja există un lot important de oameni din interiorul primăriei capitalei, din subordina lui Sorin Oprescu, oameni ce au fost deja reținuți și chiar au primit mandate de arestare preventivă. Imediat mă întorc la dumneavoastră. Vreau opinia avocatului, domnule Bărbuceanu. Ce vedeți? Numai o frază aveam în contextul ăsta. Foarte scurt, mă rog, domnule Corneliu Vadim Tudor. Foarte scurt. Vorbiți cu șoferii de taxi din București. Toți se plâng de sutele, unii zic miile, de taximetre din județul Ilfov, care sunt ale lui Sorin Oprescu și ale fiului său. Aia e o mină de aur permanentă. Dar de ce i-au lăsat autoritățile să se dezvolte până aici? Da, vă rog, domnul avocat și pe urmă, doamna Datoiu. Bun, probabil că acestea sunt informații, se vor concretiza sau nu, dar haideți să admitem totuși că dosarul este la început și nu avem astfel de probe cu privire la aceste împrejurări pe care le discutăm acum. Nu sunt afirmațiile noastre, nu sunt presupuneri, sunt date care vin din referatele DNA. Nu, mă referam și la împrejurarea aceasta cu taxiurile, la împrejurarea care exista un milion de euro pe care, sau un milion jumate pe care Sorin Oprescu i-ar fi primit, dar care până la acest moment, eu vorbesc de dosarul penal, n-au putut fi dovediți, nu există un mijloc de probă cu privire la acestea. Noi ne referim strict la flagrantul, cei 25.000 de euro, sigur, care au fost și marcați, vorbind de o infracțiune flagrantă după codul de procedură penală, pentru că am auzit și discuții în spațiu public cum că n-ar fi un flagrant, nu este adevărat, este o infracțiune descoperită în flagrant. Deci, aici, într-adevăr, Sorin Oprescu are o mare problemă. Mai departe, că vorbim de un milion, de două, de poate de zece, rămâne să vedem în urma anchetei și în urma probelor pe care parchetul le va administra.
Da, vreau să vă citesc din documentul DNA doamna Tatoiu. În dimineața zilei de 5, inculpatul Sorin Oprescu s-a întâlnit cu acest Cornel Bogdan Popa și deși a aflat că bunicul acestuia tocmai deceda, s-au stabilit să-i remită banii în aceeași zi la o întâlnire care urma să aibă loc la ora 19:30, spune referatul DNA. În imobilul aparținându-i primarului, Sorin Oprescu ar fi zis: vai de capul tău, ne vedem mai pe seară atunci, tot acolo. Doamne, asistăm de ani buni, de vreo 2 ani, la arestări, cătușe, fără nicio recuperare de bani. Asistăm la povești cu perne, cu amante, dar în spatele acestor persoane publice, politice, pe care le vedem la televizor, se găsesc afaceriști români care dau câte un milion, câte două, câte zece, nu li se confiscă nimic. Oamenii ăștia care au contracte acum cu primăria au avut-o și cu Băsescu și cu Lis și cu Halaicu și cu toți. Nimeni nu se duce în administrația publică pentru 3.000 de lei. O spunem de ani de zile. Spus tot timpul. Tot timpul, da? Deci, dar mie mi se pare că povestea asta e cu sută coață. A furat, în ce sens toți fură. A, nu e. Nu, problema este de ce nu se duc la sectorul 2, că și acolo îți povești câte vrei. De ce nu se duc la sectorul 4, unde sunt oamenii domnului vicepremier? Dar l-au luat pe Oprescu. Problemă că toți sunt l-au luat pe Oprescu, doamna Tatoiu. Că deranjează. Credeți-mă, toți sunt sub lupă. Fiecare vine la rândul lui. Iau, aici când îi vine rândul, atunci îl ia. Când pot să demonstreze ceva. Știți ce i-a spus, știți povestea? Asta nu e justiție. Povestea asta e care nu e o legendă cu Oprescu pe holurile tribunalului când s-a întâlnit cu omul. Da, știu nu povestea. Spune nimic. Erau însemnați banii. Deci asta l-a interesat pe el. Pe el nu l-a interesat dacă l-a prins sau dacă nu. El l-a interesat dacă sunt însemnați banii. Pentru că banii fiind însemnați, el nu mai avea cum să dea înapoi. Haideți să gândim din punct de vedere al contribuabilului. Bun, chiar și însemnați bani, nu înseamnă că avem o certitudine. Stați puțin. Pe cum îți ajung ție niște bani însemnați? Bun, poate fi un scenare. Deci trebuie totuși să luăm în calcul și varianta. Doar dacă îi aruncam peste gard. Poate fi remiterea unui împrumut, așa cum s-a vehiculat. Deci în acest moment este doar o prezumție rezonabilă și atât. Nimic mai mult. Deci, toată lumea știe că primarul X fură, că altfel n-ar putea să, dacă nu, nu are o să facă, lumea presupune, da? Dar presupune, nu poate să demonstreze. De ce sunt ridicați în anumite momente? În București o să avem alegerea lui Vitorie. El era candidatul PSD-ului. Știm, înseamnă că justiția acționează la comandă politică. La comandă, nu la comandă politică. Da, dar poate să acționeze și atunci când are suficiente probe ca să-l ia. Și uneori astea coincid cu momente electorale. Nu, deci dacă știu, că tot știm. Se vorbește pe la colțul, se vorbește Oprescu. De ce îi lasă să fure și îi bagă la pușcărie numai când are interes un anumit grup de presiune? Păi cum se vorbea de Oprescu? Haideți să vă dau un exemplu concludent. Din experiența mea personală. Deci, fosta mea soție organizează tot felul de evenimente care vizează foarte mulți oameni. A organizat evenimente cu zeci de mii de oameni. S-a dus la Primăria Generală a Capitalei, s-a prezentat în fața comisiei, o știți pe Antoanela, doamna Tatăl, s-a prezentat în fața comisiei condusă de secretarul general al primăriei, de domnul Toma, a prezentat toate diligențele posibile și niciodată nu i-a dat niciun fel de aviz. Niciodată, înțelegeți? Asta pot să vă spun. Știți de ce? Să vă spun de ce. Ea niciodată nu cerea bani. Deci ea nu cerea bani de la primărie. Ea spunea că vrea să facă un eveniment și că mai mult de atât o să plătească și domeniul public. Apropo de primăria de ce sunt obișnuiți cum? Eu îți dau ție niște bani și tu îmi dai mie retur. Tu dacă vii și vrei să faci un eveniment și nu ceri niciun ban de la mine... Eu n-am ce să mai cer de la tine. Vorbim inclusiv de salariile angajaților care nu pot fi plătite pentru că Oprescu și directorul economic aveau dreptul de semnătură pentru acordarea acestora. Raluca Curteanu ne dă detalii. Raluca, bun găsit!
Bun găsit tuturor! Într-adevăr, în această după-amiază a avut loc o ședință aici la Primăria Capitalei, o ședință convocată de prefectul Capitalei împreună cu liderii de grup, însă nu s-a găsit nicio soluție la problema, la blocajul existent și asta deoarece, spune prefectul, nu a primit deocamdată nicio înștiințare din partea instanței. Procedural, instanța ar trebui să-l informeze pe prefect cu privire la arestarea preventivă a lui Sorin Oprescu, mai apoi prefectul trebuie să emită un ordin prin care primarul se suspendă din funcție și tot mergând pe lege mai departe, va fi convocat Consiliul General, iar consilierii prin vot secret vor decide cine va prelua atribuțiile lui Sorin Oprescu, practic unul dintre cei doi viceprimari, fie că vorbim de Cornel Pieptea de la PNL sau Dan Darabont de la PSD. Nu se știe însă când instanța va informa prefectura, dacă se va face această informare în momentul în care decizia arestării devine definitivă sau în doar câteva ore. Așadar, blocaj în continuare la Primăria Capitalei, așa cum spuneai și tu, Paula, deși sunt salarii de plătit în câteva zile, cei de aici din primărie, funcționarii publici, ar trebui să-și primească banii, însă nu are cine să semneze aceste ordine de plată, deoarece ordonatorul principal de credite este Sorin Oprescu. Mulțumesc, Raluca. Domnul avocat, cum se rezolvă asemenea situație? Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului București trebuie să trimită către această instituție, Primăria Capitalei, o dovadă cum că domnul primar Sorin Oprescu a fost în parte în acest dosar și față de domnia sa s-a luat măsura arestării preventive. Caz în care, așa cum spunea și colega dumneavoastră, prefectul Capitalei convoacă Consiliul General al Municipiului București, urmând ca aceștia să aleagă prin vot secret unul dintre cei doi viceprimari pentru a îndeplini aceste atribuții ale primarului general. Sigur, pe o perioadă delimitată, fiind vorba de un interimat. Dar care poate să se prelungească. Care poate să se prelungească. Asta și vor. Pentru că bătălia e foarte mare. Țineți minte ce s-a întâmplat după ce Marian Vanghelie a fost arestat. Marian Vanghelie controlând bine de tot organizația PSD a sectorului a Bucureștiului, da? Plus Consiliu. Plus, și de acolo au început bătăliile în Consiliu. Marian Vanghelie nu mai deține niciun fel de control asupra. Doamna Andronescu a fost pusă șefă și n-are să facă nimic. Dar problema e foarte mare. În mai avem alegeri pentru Primăria Generală. Cine va conduce? Chiar interimar va face jocurile. Avem trei primari cu probleme. Într-o măsură, dacă are o campanie bună mediatică, poate să câștige oricine. Nu neapărat, sigur. Bine, e să fie arondat unui partid, că nu prea văd independența. Deci acolo s-a schimbat în Consiliul Municipiului București, s-a schimbat în momentul în care domnul Oprea și-a mărit partidul, cum se umflă baloanele cu hidrogen, da? S-a modificat, deci PNL-ul și cu UNPR-ul au făcut o altă mașină. Apropo de jocuri politice, apropo de jocuri politice, ca să lase vacante locurile. Nu mai puțin, primării. Pentru că apropo de jocurile politice, lucrurile stau în felul următor. Se pare că cei din jurul lui Traian Băsescu se regrupează chiar în aceste momente. Fostul președinte Traian Băsescu pregătește alianțe șoc pe scena politică, printre care partidul Monicăi Macovei, prima țintă Primăria Capitalei, unde numele lui Traian Băsescu, dar și al Elenei Udrea, atenție, au fost deja vehiculate pentru a intra în luptă. După ce ai fost președinte, e destul de greu să vrei să mai fii altceva. Nu. În acest moment, mai ales că v-am spus care e marea problemă a Primăriei Capitalei. Să știți că aș merge mult mai repede pe mâna doamnei Udrea, pe care o știu, un om extrem de puternic și consecvent. Să sperăm că își va rezolva problemele cu justiția. Pe principiu celor întâmplate ieri, odată cu reținerea lui Sorin Oprescu, domnule Corneliu Vadim Tudor, nu continuă să apară surprize. Iată alianța dintre Traian Băsescu și partidul Monicăi Macovei, repoziționarea lui Traian Băsescu în fruntea unei platforme care să adune toate aceste partide oarecum firimituri politice. Elena Udrea, candidat poate la Primăria Capitalei, dacă nu Traian Băsescu, cum vi se par aceste scenarii? Dar de ce nu candidează Elena Udrea sau Traian Băsescu în comuna Jilava? E mai potrivită pentru ei. Dar vreau să spun un lucru, Paula. Raționamentul pe care Monica Tatoiu l-a făcut, l-am făcut și eu. Imediat cum a anunțat primarul Poreclă din filme, piedone, că vrea să candideze în numele unui partid inexistent. Asta e.
Acest UNPR nu există. La primăria generală a Capitalei s-au precipitat lucrurile. Exact. Miza e mică, e minoră. 25.000 de euro. E ridicol. Sunt șpăci cu mult mai mari. Eu i-am zis lui Sorin Oprescu pe culoare la voi, la România TV, acum circa 2 ani. El ieșea dintr-o emisiune, eu mă pregăteam să intru. Și i-am zis, zic, dragă doctore, cum se face că Național Arena la noi a costat 300 de milioane de euro, iar un stadion aproape identic din Frankfurt a costat numai 200 de milioane. Deci 100 de milioane de euro mai puțin. Știți ce răspuns mi-a dat el? Ca dovadă că era și de naivitate puerilă. Ia, zice, TVA-ul, domnule președinte, TVA-ul. Zic, mie spui de TVA 200 de milioane de euro. Uitați-vă în oraș acum, că toți circulați. Pasajul de la Casa Scânteii, pe lângă care sau pe sub care trecem toți. 7 luni s-a întârziat darea în folosință. Arcul de Triumf. Francezii făceau din temelii 3 arcuri de triumf în timpul ăsta. Nu e gata ca să se mărească de viziu. Restaurarea fostului sediu al primăriei generală a Capitalei, clădire de patrimoniu cultural național, durează de 3-4 ani și așa mai departe. Asta era sursa șpăgilor și veniturilor ilegale. Dar să dea Dumnezeu să aibă surse de informare bună anchetatorii, să afle toată lumea și să nu ne mai fie rușine cu niciun edil șef al Capitalei. În București a fost primar de la Franța între cele două secole, 19-20. Ăsta să fie etalonul lor moral. Bun, problema momentului de față este Udrea, că vorbim despre un dosar penal care vorbește despre Elena Udrea, primărița Capitalei. 5 milioane de euro, despre asta vorbim nu este în momentul de față. Demonstrată. E ca și povestea cu Ponta și cu contractele. Dar la acest moment nici în faza de urmărire penală. A demonstrat că nu încă n-au dreptate. Deci, nu s-au administrat astfel de probe, da. Deci, încă o dată vă spun. Oamenii politici care se duc să muncească pe 3.000 de lei și să gestioneze milioane, nu o să existe în România niciodată. Asta să ne iasă din cap. Vin din Italia. Credeți că de la ei am învățat. Că acolo se întâmplă asta de mult mai multă vreme. De la Bettino Craxi încoace. Bun. Dar trebuie să înțelegem că dacă vrei să-i pedepsești, îi pedepsești legal, aplicând legea, nu corect. Ilegal, la presiunile opoziției, eu asta îi suspectez. Opoziția nu poate să pună mâna pe putere în mod democratic. Și atunci folosește DNA-ul. Da, stați puțin. Stați puțin. Asta văd eu de asta. Este doar o presiune. Asta văd eu de asta. Despre niște bani care nu o să se recupereze niciodată, care au fost, numai puțin, care au fost găsiți asupra lui Sorin Oprescu și chiar nu contează suma. Putea să fie 5 lei, doamna. Puteau fi și 500 de euro, tot dare de mitere. Putea să fie și o sumă de doar 5 lei. La toate primăriile. De ce nu mergem? De ce nu se duce? De ce nu se duce arhitectul șef de la primăria? Prezumția asta dumneavoastră pe fiecare primar. Doamna Tatoiu, hoție e și la un ou și la un bou. Despre asta vorbim. Dar trebuie. Dar eu cred că sunt și primari corecți care nu se duc în așa funcție. Și ăla care fură bou să fie tratați în mod egal. Nu-l lași pe ăla care fură bou să fure 2 ani de zile și în momentul în care vrei să dai la o parte. Dar în realitate, asta nu înseamnă că ei sunt nevinovați. Nu sunt nevinovați. Adică ei sunt prinși cu mâța în sac în mod evident. Dar întrebarea mea, ăia care dau șpagă de 25 de ani și devalizează București, credeți că cine se duce și dă în gât primul, îl scoate din cauză până se duc la peștele cel mare. De ce? Că există și o miză politică. Acolo e adevărat. Asta nu vedem cu speculație atât de departe. Și vreți să vă spun ceva? Orice primar ocupă acea funcție pentru a săvârși infracțiuni. Dar ce vă așteptați? Ca el care a fost obișnuit cu plicul la spital toată viața lui, când ajunge la primărie să nu mai ia plicul? Așa vă așteptați. Că domnul ăsta care a fost la Mogoșoaia, a făcut matrapaznicuri acolo, a intrat în ochii
ăstora de fapt verificări. Și în momentul în care s-a văzut cu cuțitul la gât, a început să denunțe pe alții, că asta se practică, dar el a rămas cu banii. Apropo de denunțători, vreau să vedeți un alt aspect și vreau să comentați. Până în momentul de față a rămas cu banii și nu e singurul. Denunțătorii sunt fericiți în clipa de față în România, deși și-au umflat buzunarele și conturile cu sume exorbitante provenite din șpăgi sau din danfagiuri ilegale, se bucură în voie de libertate și de avere. Au devenit colaboratori ai procurorilor anticorupție, iar legea a fost de partea lor după modelul lui Dinu Pescariu și Gheorghe Stelian Stelu, prietenul lui Sorin Oprescu, omul său de încredere, l-a turnat la DNA. Vorbim despre directorul de la cimitire, Cornel Bogdan Popa, care a scăpat basma curată în vreme ce primarul a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Coșmarul lui Sorin Oprescu poartă un nume, Cornel Bogdan Popa. Acesta era omul de încredere al primarului și mâna sa dreaptă. Știa absolut toate afacerile ilegale ale primarului capitalei, cât și de la cine cerea. Cei drept, o parte dintre banii revenea chiar lui. În luna august a fost chiar el prins în timp ce lua șpagă de la o firmă care avea contracte cu primăria. Cornel Bogdan Popa, în calitate oficială de director al administrației cimitirelor, a ajuns să fie acuzat de luare de mită și audiat de procurorii anticorupție. De teama arestului, prietenului Oprescu a preferat să facă o înțelegere cu anchetatorii, mai exact să-i ducă la cel la care ajungea cea mai mare parte a banilor, adică la Sorin Oprescu. Deși a fost nevoit să trădeze, șeful cimitirelor nu a avut nicio mușcare. Sâmbătă a dat lovitura finală. Lui Cornel Bogdan Popa a fost montată aparatură audio-video și a fost trimis la Oprescu acasă în Ciolpani. În câteva ore, primarul era încătușat și acuzat de luare de mită. Un denunțător important în dosarul Microsoft a fost Dinu Pescariu. Fostul tenismen i-a înfundat în mega dosarul deschis de DNA pe Dorin Cocoș, Elena Udrea și Gheorghe Ștefan. După ce a turnat asemenea nume grele, procurorii anticorupție l-au iertat pe Pescariu. La început, acesta a fost chiar martor protejat în dosarul Microsoft. După mărturisiri, Pescariu a plecat în vacanță la Miami. Dacă DNA cunoaște de dosar, atunci persoana care face acest lucru primește jumătate din pedeapsă, în condițiile în care denunțul se confirmă, iar persoana respectivă pe lângă denunț și colaborează cu autoritățile. Când se face un denunț despre o faptă pe care Direcția Națională Anticorupție nu o cunoaște și atunci este apărat total de pedeapsă. Astfel a trecut un an de la izbucnirea scandalului, iar principalii denunțători se bucură de libertate, dar și de șpăgile uriașe care le-au rămas în conturi. Noul cod penal este de partea lor. Conform acestuia, făptuitorul nu este pedepsit dacă denunță fapta înainte de sesizarea anchetatorilor. Unul dintre norocoși este fostul șef al Fujitsu din România, Claudiu Florică. După ce le-a dezvăluit procurorilor mecanismul șpăgii din dosarul Microsoft, a ieșit de pe ușa DNA-ului și și-a văzut liniștit de viață și de distracție. Un alt colaborator important al procurorilor anticorupție a fost Gheorghe Stelian, cunoscut în lumea afaceriștilor drept Stelu. Acesta a fost clientul principal al despăgubirilor ilegale de la stat. După denunțuri, Stelu a rămas cu banii intacți în conturi. În plus, a fost liber la distracție. Luis Lazaru, paradisul denunțătorilor, aș putea spune, în clipa de față. De multe ori la hotelul Mamaia de 5 stele, era singurul de altfel din Mamaia. Acest hotel aparținea nu unui privat, ci SC Mamaia S.A. Era un hotel foarte delicat, foarte select, servire ireproșabilă. După care a venit Madame Udrea la conducerea ministerului, că SC Mamaia S.A. era în subordinea ministerului. Și ce s-a gândit ea? Dar de ce să nu-l privatizăm? Dar de ce să-l privatizăm dacă el merge bine? Dacă are profit, dacă e ok? Nu, îl privatizăm. Cui credeți că l-a dat? Lustelul. Cui putea să-i dea? Și atunci ce s-au gândit ei? Hai domne, acum să-l renovăm. L-au distrus complet și acum dacă treceți prin Mamaia o să-l vedeți. O ruină. De fapt, este la roșu, mai precis. Nu au reușit să-l facă pentru că între timp a apărut DNA-ul și i-a umflat pe toți. Bun, dar iată că Stelu stă bine, mersi. Nu e singur. Oamenii ăștia au furat cot la cot cu cei pe care i-au denunțat. Și aici este o incorectitudine, dacă vreți, a codului penal. Mi se pare necinstit
față de noi ceilalți care trăim în țara asta și ne supunem acelorași legi, ca cel care a părât să scape cu banii, cu marfa, cu toate cele... Ba da, în clipa de față, care sunt instituțiile prevăzute de legea penală și sigur, dumneavoastră sau împreună putem face aprecieri dacă această reglementare este bună sau mai puțin bună. Poate fi recuperată în urma unui proces civil. Exact cadrul legal. Numai că e o problemă. Nimeni nu se duce să dea în gând în prima. Ei întâi saltă. Deci avem instituția denunțului care poate fi tot care poate organizat. Fi formulat de către orice persoană care are cunoștință despre săvârșirea unei infracțiuni, dar de regulă se întâmplă mai nou atunci când acea persoană are proprii probleme penale. Și exact. Sigur, deci legea, legea aici nu le favorizează în sensul că în măsura în care a formulat un denunț, el se concretizează într-un alt dosar penal, există un suspect, un inculpat, un trimis în judecată, pe parcursul acestei proceduri, cel care a denunțat colaborează, beneficiază dragul de reducerea cu o treime din propria pedeapsă. Nu l-am făcut noi, a venit de afară Microsoft. Chiar și în această situație nu este afectată cu nimic latura civilă a procesului penal, adică prejudiciul se recuperează indiferent dacă avem denunți sau nu. Da? Și mai există a doua instituție, dacă îmi permiteți. Domnul avocat, trebuie să o execut pe Elena Udrea pentru 30 de ani. Da. Sau pe Evanghelie. Cum îl execută pe Evanghelie? Există situații, sigur, în care debitorul acestei obligații nu este solvabil. Da? Și dacă nu este solvabil, dar... Și faptul că nu se recuperează prejudiciul are o consecință penală, pentru că nu mai poate fi pus în liberare condiționată la momentul la care va solicita, dacă nu și-a îndeplinit obligațiile pe latură civilă. Asta e o altă discuție. Deci anumite consecințe sunt. Și mai este cea de-a doua instituție prevăzută de lege, cea care se numește desistare. Adică atunci când aduci la cunoștința organului de cercetare penală că chiar și tu ai săvârșit o infracțiune, dar mai înainte ca ea să fi fost cunoscută, nu aia vei răspunde... Care te absolvă. Exact. Aia e singura. Exact. Denunțul dar schimb nu e că aduce cu o treime... Pe toți i-a prins păi nu, și formă au fost câteva cazuri. Vă rog, domnule președinte. Fie nu e bine informată, fie minte în mod deliberat, Laura Codruța Căveși dă cu fumigene. Ea invocă acea prevedere că dacă organele nu s-au sesizat și a turnat cineva, ăla are jumate din pedeapsă. Nu, păi eu scriu despre de tot, mita de la de tot, nu Microsoft și despre mita de la EADS de ani de zile. Se știe. Vasile Blaga a luat o șpagă de 300 de milioane de euro de la EADS și a făcut jumătate cu Traian Băsescu. De ce zburdă ăștia în libertate? Asta e o infracțiune când despre acel tenismen de mâna a treia, Dinu Pescariu, a rămas cu șpaga de 16 milioane de euro. Nu cumva e oficial acoperit? Corect. Nu cumva mai acționează niște criterii aici care îi fac scăpați pe niște mafioți? Probabil dacă care sunt în afara sferii penale, a legislației penale. Vreau să vă întreb următorul lucru. Cum ne explicăm noi? Eu mă explic. Dar cum își explică restul lumii că toți cei care au probleme cu DNA-ul, viitoare probleme, se duc la un EPR care s-a umflat ca un balon. Doamna Tatoiu are o problemă cu EPR-ul. Deci nu, mai plecând cu plagiatul, am înnebunit. Da, se duc toți acolo. Primari care s-au mutat la un EPR. Dar îmi pare rău să vă informez. Sunt unii care au fost arestați și de la un EPR. Și despre care se știe că au făcut măgării, nu pățesc nimic, că sunt la un EPR. Păi au fost alții arestați și de la un EPR. Deci, nici un EPR, nici alte formațiuni, cum a fost Partidul Conservator, cum sunt altele, nu s-au supus rigorilor electoratului, dar sunt la pupitul de comandă, au miniștri. Da. Domnul Vadim Tudor, oamenii care se mută la un EPR dețin la actualmente funcții de primar, de consilier, de miniștri. Oamenii ăștia, despre ei se știe cum s-a știut și de Oprescu, că mai că fac și drept, bun, da? Până, dar până, nu-i normal puțin, să fie protejați. Doamna Tatoiu, o bârfă nu echivalează cu un dosar penal și până când nu se începe o anchetă de către autorități, nu e decât o vorbă aruncată în vânt. Revenim în câteva momente pentru că vă spun așa, sunt mii de refugiați care vor ajunge în România. Fiți atenți la cifră. Mii de refugiați, iar un scandal uriaș din cauza acestui val de refugiați vine peste România. Stați să aflați, pentru că avem detalii în exclusivitate. Nu s-a mai vorbit încă despre așa ceva în țara noastră. Pe Gianina, bun găsit!
Bun găsit! Într-adevăr, zilele acestea se pregătește planul pentru distribuirea celor 120.000 de imigranți în statele europene, însă cifrele sunt alarmante. Dacă până acum presa spaniolă și olandeză anunțau că vor veni în țara noastră peste 4.000 de imigranți, iată că agenția britanică Reuters anunță că vor veni în țara noastră, atenție, 6.351 de imigranți. Sunt cifre alarmante și premierul Victor Ponta a reacționat. El a spus că în România nu pot veni decât 1.500 de imigranți. Totuși, deja 300 de locuri sunt ocupate în cele 6 centre de primire, ceea ce înseamnă că mai pot ajunge în România doar 1200 de imigranți. Totuși, săptămâna viitoare, pe această temă va fi dezbătută la CSAT, dar tot săptămâna viitoare și președintele Comisiei Europene va anunța exact cotele de repartiție. Din ce știm până acum, greul va fi dus de Germania, Franța și Spania, care vor prelua 60% dintre imigranți. În România poate să apară oricând un act terorist. Deci ei pot finanța ca printre aceste zeci de mii de amărâți, să fie câteva sute sau chiar mii, câteva mii să și placeze în rețea deja organizată în interiorul Uniunii Europene. Duceți-vă aminte declarația statului islamic. Califatul va cuprinde Balcanii și România. Traian Băsescu face referire la harta publicată anul trecut de statul islamic și care prezintă planul de expansiune al teroriștilor până în 2020. Discursul lui Băsescu amintește de declarațiile premierului Ungariei. There's a clear link between illegal migrants coming to Europe and the spread of terrorism. It is obvious that we simply cannot filter out hostile terrorists from this enormous crowd. Oficialii UE au admis că valul de imigranți ajută pe teroriști să infiltreze teroriști în Europa. These smugglings are used sometimes to have and ensure exfiltrations and infiltrations of members of IS, so we have to tackle it in a serious way and in a rapid way. Cifrele oficiale arată că 365.000 de refugiați au traversat Marea Mediterană în acest an. Peste 245.000 au intrat mai întâi în Grecia, restul în Italia. 2.700 au murit înnecați în mare. Da, domnule Corneliu Vadim Tudor, mă îndrept către dumneavoastră, 6.000 și ceva de imigranți pe teritoriul României, ce înseamnă asta? Asta ni se spune la început, însă eu am informații că dacă le vom permite, vor veni sute de mii. E o diversiune istorică față de care cei cu judecată sănătoasă trebuie să ia atitudine. Dacă nu mai pot americanii, izraelienii, europenii, occidentali de grija refugiaților, de ce nu îi ajută acolo, pe loc? De ce nu infuzează miliardele de euro acolo? Cu ei servește această migrație, cea mai mare migrație din istorie, cel puțin din ultima mie de ani. Vreau să spun că în 1914, un gânditor german, Oswald Spengler, scria cartea intitulată Prăbușirea Occidentului. Abia după 100 de ani se împlinește această prognoză. Eu nu înțeleg poziția Bisericii Ortodoxe Române. Da, suntem milostivi, dar de ce nu suntem față de cei 4 milioane de români care se luptă pentru o amărâtă de bucată de pâine? În lumea largă, ai cui sunt ăia? Da, e o problemă. Deci băgați-vă bine mințile în cap. Țara asta e locuită și nu ne vom da noi la o parte să se islamizeze România. Bun, PRM, care există, început, domnule, va organiza un mare miting și marș de protest, da, împotriva acestei fără de legi. Doamna Tatoiu. Ce vreau să vă spun e următorul lucru. România și Bulgaria n-au fost primite în Schengen pentru că în Grecia de 4 ani de zile au venit câte puțin acești emigranți prin Turcia, în mod special. În momentul în care Germania a îngenunchiat Europa economic, a îngenunchiat Grecia, acum are interesul să primească benevolența țărilor din Orientul Mijlociu, beneficiare de resurse naturale imense. Eu așa văd lucrurile. Bun. Trebuie să primim oameni, copii, dar gândiți-vă așa, casă, profesor de limba română,
locuri de muncă, când femeile noastre pleacă și își lasă copiii acasă. Și o securitate socială care se ducă în Spania la Cunescă. Atunci, eu am următoarea problemă. Deci am avut o revoluție în lumea arabă, a început în Tunisia, a trecut până în Egipt, în Orientul Mijlociu, peste tot. Am avut un Saddam, l-am terminat, am avut un Gaddafi, l-am terminat, Mubarak în Egipt și așa mai departe. Bun, avem un Bashar al-Assad în Siria. Deci el cu ce e mai cu moți decât ceilalți? Care e, substratul, care e substratul acestei șmecherii de tot NATO? Nu e în stare să termine cu Bashar al-Assad și preferă să disloce o parte din Siria în Europa. Care e substratul? Deci asta mă pune pe mine pe gânduri maxim. În afară de faptul că... Poți să mai adaug o frază? Da. Mă rog. America nu primește niciun imigrant. An de zile stau pe la graniță până îi primesc americanii. De ce nu îi primește America dacă nu mai poate de dorul lor? De ce nu îi primește Israelul? A, ne-au găsit pe noi slabi de țâțână. Așa ceva nu se va întâmpla. Nu mai peste cadavrul patrioților români. România e o țară creștină. Să-și vadă fiecare de religia lui. Este o țară europeană și nu poate să facă poziție total distinctă de cealaltă țări europene. Ba da. Dragă domnule, dă-mi voie să spun că mă pricep și la politică și la istorie mai mult decât dumneata. Mai bine ieșim din Uniunea Europeană. Dacă ăsta e prețul, ieșim din Uniunea Europeană. Am fost în Siria în 2006. În 2006 am fost în Siria la Damasc. În Marele Bazar din Damasc era un banner imens în care poporul sirian, bine, pus de Bashar al-Assad, poporul sirian își exprima ura împotriva americanilor și îi făceau varză. Și acest popor sirian a fost otrăvit sistematic împotriva Americii. Ce a făcut America? Nimic. Nu, asta și s-a uitat. Nu gândiți așa. Când a fost invazia în Kuwait, executată de Saddam, imediat ne-am sesizat că acum ce fac americanii? Iau petrol din Kuwait fără niciun fel de contracte. Am oameni în Kuwait care mi-au spus nu există niciun fel de contracte pentru petrolul care se exploatează. Nu mai vorbiți de statele. Problema este Germania. Nu vorbesc de Statele Unite pentru că reprezintă NATO. Pe spinarea Europei. Statele Unite reprezintă NATO, nu Germania. Să intre la masa verde în Orientul. Bun, să facă ce să ia și petrolul.